Radu, am înțeles că ai o pasiune inedită. Exact, te pricepi la acest cub Rubik. Am vrea să vedem și noi cât de bun ești. Se poate? Se poate. Amestecă-l, te rog. O să-l amestec eu. Poftim? Mersi. Începem? Când hai să vedem. Zici tu? Start. Recunosc că e impresionant, dar hai să mai facem o dată, să fim sigur că nu a fost o întâmplare. Nu e întâmplare. Bun, mărturisesc că nici să-l amestec foarte bine, nu mă pricep, sper că e ok. Hai să vedem. Deci 3, 2, 1. Start. Felicite! Mulțumesc frumos! De când ai această pasiune? Această pasiune o am de câțiva ani, adică îmi aduc aminte că eram la clubul La Regal Sport și cu un prieten de-al meu, Luca Ardelean, el mi-a arătat prima oară cubul ăsta și de atunci pot să zic că am prins această pasiune și am continuat cu ea. E nevoie de exercițiu ca să ajungi la nivelul ăsta? Da, credem, este foarte mult. Și foarte mult de învățat, pentru că nu poți să faci dacă nu știi niște algoritmi, știi? Sunt o grămadă de algoritmi pe care trebuie să îi înveți și efectiv să-ți intre mâna. Mulțumim frumos pentru această demonstrație. Eu vă mulțumesc frumos. Felicitări. Mersi.